muncești și călătorești cu Europa FM. 8 și 37 de minute, avem 1000 de euro de dat pe tichetul de vacanță, dacă îl găsiți, evident. Aveți indicii pe site, pe europafm.ro. Vă mai ajutăm și noi așa, mai oftăm, mai... Da. Cumva, dacă sunteți... Ne mai strâmbăm, mai nu știu de când e, de vineri în concurs de acest tichet? Da. De vineri am început. Deci celălalt a fost ghicit în 4 zile, astăzi se împlinesc practic 4 zile de când e acest tichet în concurs. Da. Să fie oare 4 da. Ziua norocoasă. Nu. Da. Haideți, haideți, că nu e greu. 0372069599. Da, asta mai spun, chiar nu e greu. Trebuie doar un pic de concentrare, încă o dată, n-am, nu, e ceva răutăcios aici, ascuns, nu știu unde... sub roata a treia de la mașina de pompieri din garajul 2. Nu, e simplu. Cecilia, bună dimineața! Bună! Bună, bună Cecilia! Bună! Bună dimineața! Cecilia, a intrat pe site, știi care au fost întrebările puse până acum, răspunsurile da. Noastre, da? Da. Ți-a făcut temele, da! Da! Și unde e caietul? Am ridicat și două degete ca să știți că am învățat lecția. Bine, hai, întreabă-ne! E în Germania, nu? Ce formulă! E în Germania, nu? Da? Răspunsul este da. Da, e în Germania. Răspunsul e corect. No, da. Wow, în Germania. În Germania. Germania. Da. Berlin? Ce e Berlin? Este în Berlin? Este în Berlin. Este între... în Berlin? Unde? Era prea simplu. Răspunsul este nu. Nu, dar ne-a plăcut foarte mult de tine. Mulțumim foarte mult să Cecilia. Ne mai suni. Ai fost foarte simpatică. Dar n-am mai... mâine. Te pupăm pe mâine. Bine, da. N-a mai fost Berlin? Nu. Nu, nu s-a mai vorbit de Berlin. Ok. Cosmin, bună dimineața. Salut. Bună dimineața. Salutare. Intri direct în concurs. De unde ne suni? Din Arad. Din Arad. Ia zi-ne, care e întrebarea ta? Na. Te-a încurcat colega de dineori, a? Aveai alt plan. Un pic, da. Având în vedere că e în Germania, este în München. Acum o luăm... Da, nu prea ești bun la... Bucată cu bucată. Sat cu sat. Da, păi ce facem acum? Hai, câte orașe mai știm în Germania? Eu mai știu câteva. Cosmin, nu e München. Răspunsul este nu. Îți mulțumim tare mult. Era frumos. Păi și ce vrea mai să facă oameni? Adică, acum că știu... Eu știu ce ar trebui făcut, dar nu spun. Maria, bună dimineața. Bună, Maria. Maria? Maria? Alo? Maria? S-a speriat. S-a speriat. Dacă eu acum am venit pe landuri. Cred că nu era pregătită pentru Germania, Maria, mă gândesc. Nu știu, așa am eu un feeling. Ia să vedem. Ionuț. Salut. Salut, Ioane. Dimineața. Bună dimineața, băieți. Bună. Neața. Este într-o zonă de unde izvorăște Dunărea. Ce înseamnă zona de unde izvorește? Dunărea izvorește? O zonă muntoasă, să zicem. Adică dacă e la munte? Da, da. La munte? Nu, mă, nu, întrebarea dacă... e bine. Este într-o zonă de unde izvorește Dunărea? Te-a pus foarte bine întrebarea, da. Nu-l încurca. Ok. Și răspunsul este? Da. Da. Eu știu că Dunărea izvorește, mă rog, nu spun de unde, dar... Dunărea izvorește din munții Pădurea Neagră. Da. Aici pot răspunde eu da. Da, dar... Da. E în zonă. E într-o zonă de unde izvorăște Dunărea. Ai întrebat foarte bine. Prima întrebare e cea mai bună. Wow! Nu te aștepta la asta. Nu, el a glumit. Da. Dar ce-ți veni? Mă gândeam, nu știu, era ceva legat de România și de Germania. Adică acum ceva ce ne leagă. E de datoria ta să stabilești ce înseamnă zona. Okay. Da, da. Zona era, da. Zona... A, cu ce să mai întreb eu dacă în zona respectivă este un castel. Păi... Eu zi... nu pot să spun nu și nu pot să spun nici da aici. Nu, uite, e pas. Pot să spun pas. O fi vreun castel sigur în este, zonă. Nu, da. Dar e plin de castele. Oamenii aveau da. Și... Da. Timp de proaste, da. Construiau castele. Una, două, hai castelul. Prin toată Europa occidentală, da. Că de-aia...
Ne merge bine că noi n-avem caste. Dar nu e reprezentativ. De asta spunem pas. Ok. Da. Păi... nu știu ce să mai... Dacă o cărmangerii, dacă... Bătării. Da, da. Se servește bere în zona respectivă. Se servește la greu. Servește, hai că stă până mâine. Da. Practic, da. Și în zona respectivă se servește bere, cred. Am nu cred că e ilegal. Nu e. Nu, dar de vrei că e nasul. Mă retrag. Nu cred. Păi nu, trebuie să mai întrebi. Mai întreabă și tu ceva. Mamă, m-am blocat total. Deci nu mă știu. Adevărul e că e greu să fii în situația. Eu nu-ți trag eu de timp pentru tine. Da, gândește-te, tu nu ne băga în seamă ce spunem noi. Tu gândește-te ce ai putea să mă întrebi. Te-ai trezit că e în Germania, el poate avea alt plan. Păi eu mă focusat în alt oraș, dar păi în altă țară. Și acum ai ajuns... Adevărul că așa e, dacă ești al treilea în jocul ăsta și te duce pe altă pistă, e un pic aiurea. Primul e cel mai... avantajat teoretic. Teoretic, da. Dacă ești aproape. Da. Că dacă nu, te sacrifici pentru echipă, cum ar veni. Și acum că s-a restrâns destul de mult aria, de mâine va fi mai simplu. Da. Pentru da, cei ce vor intre. Gândiți-vă că am plecat de la este de Europa. Da, zi Ionuț. Nu mai știu ce să mă... Nu știa. Mă blochez. Asta, dacă abandonează. Asta e, îmi pare rău. Bine, Ionuț. Ne oprim atunci. Ne oprim astăzi aici. Dar am mers destul de mult și de bine. Eu aș fi întrebat de pildă... Ce, chiar vrei să... Să ce? Nu pot să întreb. A, nu, sigur. Chiar mă uitam, zic, ce ai fi întrebat? Ce ai, mai ești nebun? Las-o așa. Avem 1000 de euro, tichetul de vacanță rămâne ascuns undeva în Germania, mă rog, cu toate detaliile pe care le-am oferit și astăzi, cu ajutorul vostru. Vă așteptăm pe site, acolo găsiți, pe europafm.ro, toate întrebările puse până acum în jocul nostru. I turn them on every morning when I wake up. Trezește-te în fiecare zi a săptămânii cu deșteptarea. Makes me laugh. La Europa FM. A sunat.